Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire cu Părintele Vasile Nechita. Astăzi discutăm despre o temă interesantă, zic eu, și anume cum influențează copiii credința și ideea aceasta că pentru copii este foarte important ca noi părinții să avem experiența aceasta a purtării grijii față de Dumnezeu. Alături de noi este din nou Părintele Vasile Nechita. Mulțumesc tare mult, Părinte, și pentru prezența noastră. Bine v-am găsit și vă mulțumesc și eu de invitație. Avem ca și suport o minunată carte, Sfântul Ioan Gură de Aur, cuvinte despre creșterea copiilor. O să o folosim ca text suport, să zicem, în discuția noastră de astăzi. Cred că e interesant să le recomandăm părinților sau celor care se uită la noi și câte o carte pe care să o răsfoiască atunci când au timp. Aș vrea să începem prin a ne spune câteva cuvinte despre Ioan Gură de Aur. Da, desigur că dacă luăm opera Sfântului Ioan Gură de Aur, e cel mai prolific scriitor creștin. Deci are mai multe scrieri decât cel care până acum a fost considerat Origen, de la sfârșitul secolului II, începutul secolului III, și care avea cel mai multe volume în așa numita colecție făcută de părintele Jean-Pierre Mini. Deci colecția Mini, noi o știm. Și acum s-au mai descoperit încă din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, plus că la care se adaugă și două volume care au fost tipărite, tipografia de la Certățuia, care a fost tipografie greacă la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului XIX. Și acele opere, deci iată, adăugate, fac ca Sfântul Ioan să fie cel mai prolific, care a scris cel mai multe volume. El a explicat toate cărțile Noului Testament și ale Vechiului Testament, a explicat liturgia, dar s-a ocupat și de creșterea copiilor sau de educarea lor, pentru că el însuși a beneficiat de acest sistem de educație. Mama lui a rămas văduvă la 20 de ani. Foarte bogată, a fost scurtată să se căsătorească, nu s-a mai căsătorit, tot ceea ce a avut ea ca avere a investit în Sfântul Ioan Gură de Aur, care a urmat școlile înalte filozofice din vremea sa și în același timp a căutat să aprofundeze principiile pedagogiei care erau la vremea respectivă. Desigur, noi vorbim acum de pedagogie în sensul modern, în sensul în care au fost așezate mult mai târziu principiile pe care noi le folosim astăzi. Dar atunci, deci iată, el, profundând acele principii, a căutat să exploreze și, să zicem așa, viziunea biblică, plecând de la marile modele pe care le redă Sfânta Scriptură, mai vorbim noi de Avram și Sara, apoi Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ioan Șau, Sfânta Fecioară Maria, care știm că numai oficial era așa căsătorită cu dreptul Iosif. Dar dreptul Iosif era deja un bătrân pe lângă ea, care era o tânără de 16-17 ani, atunci când l-a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar e vorba de cadru familial și chiar și în Coran sunt luate aceste exemple de familie și sunt cultivate ca modele de medii în care pot fi formate caracterele creștine. Așadar, iată că mama Antuza a cheltuit toată viața ei pentru ca să-l educe pe Sfântul Ioan Gură de Aur și care, descoperind pe aceea și credința creștină, a devenit un mare ierarh și dascăl al bisericii creștine. De aceea, pentru noi, este foarte important. Despre principiile sale a scris în alt preasfințitul arhiepiscop Calinic de la Suceava. A scris o carte dedicată în anul omagial al familiei și, de asemenea, și aici la Iași avem pe domnul lector Bogdan Nicolau de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza,
care s-a ocupat de principiile educației creștine la Sfinții Părinți. Așadar, pe lângă cartea aceasta, astăzi mai avem încă două repere care ne ajută pe noi ca să înțelegem că în familie se oferă acel cadru, cum să vă spun eu, emoțional și de trăire religioasă. De aceea nu putem vorbi doar, cum spunea Jean-Jacques Rousseau, de un contract social în privința familiei, ci e vorba de acest mediu care ține de personalitatea umană și mai ales de partea emoțională. Adică personalitatea este cu atât mai armonioasă cu cât din punct de vedere emoțional s-a dezvoltat. S-a dovedit, de pildă, prin studierea bolilor nervoase și vedem că depresia în anii noștri este foarte avansată. Spuneau ăștia specialiștii spanioli că se înregistrează câte un procent, două, la fiecare deceniu. Așadar, e o creștere foarte avansată a depresiei. Și vedem că oamenii sunt din ce în ce mai depresivi. Asta din cauza că, așa cum Fukuyama, Francis Fukuyama, a dovedit că odată cu era industrială, cu era Ford, dacă o găsim și în romanul 1984 sau în lumea, această lume minunată, redată, deci epoca industrială a dus la desființarea familiei tradiționale. Pentru că oamenii au trebuit să meargă la locul de muncă și atunci n-au mai crescut bunicii cu părinții și cu nepoții împreună. Da. Ci au început să despartă. Iar acum, în era digitală, deja vorbim de familii monoparentale. Deci nu mai vorbim de măcar de soț și soție. Ba, mai mult se confundă contractul social de care vă spuneam cu familia. Mm-hmm. Familia este altceva. Ne prezintă acest cadru emoțional. Pentru că așa cum mai am amintit de altă dată de Vasile Pavelcu, psihologul de la Iași, dar și ceilalți care au studiat psihologia copilului, mai ales, au dovedit că nu se cristalizează personalitatea omului decât într-un cadru propice familial, de bună înțelegere. Adică acolo unde tata și mama se înțeleg și copiii cresc mai altfel. Unde s-au despărțit părinții, deja se văd că anumite tendințe centrifuge din partea copiilor. Când apar copii din familii destrămate, deja au o anumită tară. Și asta arată că nu au avut acel cadru emoțional de care vă spuneam că e foarte important în cadrul familiei creștine. Așa este. Până să ajungem la conceptul de familie format din mamă, tată și copil, copii, este foarte important, așa cum am regăsit și în carte, și dacă o să-mi permiteți, o să vă citez un text, ca noi părinții să fim, sau viitor părinți, să fim atenți la partea asta religioasă, să avem grijă aceasta față de Dumnezeu înainte de a avea părinți și am să, de a avea copii, îmi cer scuze, și am să citesc. Zice așa Sfântul Ioan Gură de Aur: înainte de a deveni părinți, trebuie ca noi înșine să avem experiența purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru a ști cum să ne purtăm cu copiii noștri. Singurul adevărat și iubitor părinte este Dumnezeu. Așadar, trebuie să imităm cât mai fidel cu putință pedagogia dumnezeiască. Ce anume trebuie să facă un cuplu înainte de a deveni părinți? Înainte de a deveni părinți, în primul rând, ei trebuie să fie niște practicanți sau să fie fost, să fie rodul unor altor familii în care au crescut în mod armonios. Vedem, de exemplu, lucrul acesta la copii care au crescut la orfelinat. Și observăm cât de mare importanță au pentru ei valorile religioase. Și cum încearcă ei, ceea ce n-au avut, parte de familie, cum încearcă să creeze pentru copiii lor. Deci asta este un argument pentru noi ca să înțelegem că, așa cum spunea un scriitor evreu, e vorba de Amos Oz. Și spune, are mai ales în cartea Cuvintele și Evreii. Și acolo arată că, iată, de 5.000 de ani, de când vorbim de familia lui Avraam, se văd că valorile religioase au un rol deosebit în educarea oamenilor, a ființelor umane, personalităților, mari personalități se formează în
familii deosebite. Cele care nu au anumită trăire, să zicem, duhovnicească, nu pot să dea. Așa, de exemplu, mergând pe linia aceasta, într-un interviu cu Andrei Marga, șef rabinul Franței, spunea că, de fapt, educația ține de familie. Ceea ce ține de școală este instrucția publică. Nu poți să înveți acasă istorie sau geografie sau chimie sau fizică. Asta le înveți, deci ține de o crearea unor abilități, să zicem, de utilitate socială. Dar ceea ce ține de formarea, de cristalizarea persoanei, se formează în familie. De aceea vă spuneam că se vede unde familiile s-au destrămat și copiii au anumite carențe. Și asta ne arată că cât de importantă este partea aceasta emoțională, mai ales într-o lume aflată, cum vedem, la răspântie. E o lume derutată. Acum ne-au mai tulburat și inteligența asta artificială și vedem că poate să le facă toate, în afară de partea emoțională. Și acum noi suntem derutați, e o provocare asta, dar de altă parte e o mare șansă ca să înțelegem cât de importantă este în viața umană latura emoțională. Și partea aceasta emoțională este nevoia principală a copilului, de fapt. Da, păi deja sunt anumite cărți, dacă vă uitați, de dezvoltare personală, că literatura asta cunosc o mare dezvoltare în America și văd că și la noi sunt foarte multe, care caută să cultive așa anumita memorie emoțională a copilului. Adică să căutăm, să inducem, să-și aduc aminte de lucrurile cele mai frumoase, care să îi dea un anumit confort cu el însuși și cu mediul în care se află. Oricând îi răscolim permanent personalitatea și îi dezorganizăm interiorul, nu putem să avem niște oameni echilibrați, niște oameni care să poată fi cu adevărat niște ființe ale dialogului, că vrem sau nu, vedem că pe prima pagină a Sfintei Scripturi se spune că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Deci omul este ființă dialogală, ființa dialogului, cum spunea Părintele Stăniloae. Și deci iată că noi prin dialog, dia înseamnă prin, și logos, adică prin cuvânt, omul se cizelează interior. Cultura, tot de cuvânt ține. Iar Horia Patapievici chiar are o carte. Partea nevăzută a lucrurilor e cea mai importantă. Asta ține partea nevăzută. De aceea e foarte greu să înțelegem ce înseamnă latura asta emotivă din un om. Tocmai ceea ce nu poți spui, ca să zice un tată, băi, ți-am dat haine, ți-am încălțat, ți-am dat de mâncare, ce vrei mai mult? Ei, uite, partea aceasta nevăzută care dă, cum vă spuneam și altădată, dă sens vieții. Ne dă bucuria vieții. Îi dai unuia un măr. Bun. Mărul e un dar. Se bucură de darul respectiv. Dar darul acela reprezintă, de fapt, o comunicare emoțională între cei doi. Nu de exemplu, mi-aduc aminte, eram la seminar și un coleg de-al meu a trimis tata scrisoare acasă. El era prin părțile astea unde sunt ucraineni mulți și nu știau așa să citească prea bine și de la unul, că erau într-un atelier de lemnărie. Și mai citește tu ce scrie băiatul ăsta meu. Tată, trimite-mi bani și o să mai... Și o să cum să-mi prorucească mie să-mi trimite bani? Dar s-a dus acasă și maica nici ea nu știa să citească, dar s-a uitat așa și mângâiat scrisoare și o să mai uite ce frumos scrie băiatul meu. Tată, trimite-mi bani. Ei, dacă e așa, atunci trimite. Vedeți? Da. Cât de mult contează latura o emoțională. De asta am vrut să vă spun. De multe ori, nu cuvântul pe care l-ai spus rănește, ci felul în care l-ai spus. Ci felul în care îl rostești. Asta deranjează mai mult decât cuvântul în sine. Sunt, de multe ori zice, bate-mă, dar nu mă răni prin cuvinte. Adică, da. prin felul acesta nevăzut. Doar cuvântul nu lasă o urmă sau ceva, dar vedeți în interior cât contează lucrul acesta. Absolut. Vorbeați despre dialog. Este important dialogul mamei cu bebelușul care este în burtică și vorbim despre dialogul acesta, despre ceea ce înseamnă Dumnezeu. Este important să vorbim copilului încă de când îl avem în pântece? Da, de exemplu, Sfântul Ioan de Kronstadt a trăit undeva în preajma Sankt Petersburgului, părintele Ioan Ichi Bălan de la Mănăstirea Silvestria,
Părintele Constantin Galeriu accentuau lucrul acesta, că e important să dialogueze cu copilul încă de, noi îl educăm încă de când se zămislește. Pentru că, de fapt, el, când îi simte mama bătăile, deja e o comunicare între el și mamă. Și foarte mult contează lucrul acesta. De exemplu, văzut că cei care s-au născut din mame credincioase sunt mult mai comunicativi, mult mai răbdurii, așa, adică au răbdare mai multă. Ceilalți nu prea au răbdare, știți? După aceea s-a făcut un experiment. Era discuția dusă de școala structuralistă franceză, că zicem, popoarele din Africa au gândire prelogică. Și s-a dovedit că, de fapt, nu. Copiii din Africa, pentru faptul că sunt crescuți de mame, au mai bună comunicare decât copiii crescuți de bone sau de cei care sunt într-un leagă. Absolut. Și atunci Jean Piaget, care s-a ocupat de psihologia copilului, a făcut un experiment. Și a pus într-o cameră, am pus mai multe paturi cu copii. Copilul care a fost lângă ușă și pe acolo trecea mai multă lume, a devenit mai comunicativ decât cel care nu se ajuta decât o dată sau de două ori cineva pe zi. Deci atât cât e de important dialogul. Atât din pântecele mamei, cât și din prima copilărie, până la 3 ani. Sigur. De fapt, până la 3 ani se formează ceea ce nu-i noi caracterul. Și este vorba de perioada aceea de 0-3, când da, copilul are efectiv o minte absorbantă, așadar este clar important ca și vedeți că noi și mamele, pentru că da, de obicei noi ne petrecem 80% timp cu copiii, să acordăm această importanță, inclusiv importanța cuvântului, pentru că avem tendința să gândim că acel copilaș nu înțelege nimic, dar de fapt înțelege mai mult decât credem noi. Copilul absoarbe și ulterior vedem roadele, să zic așa, a ceea ce am practicat cu copilul. Da, dacă ar fi să ne exprimăm deci în limbajul nostru, dar partea aceasta emotivă ține de ceea ce numim misterul sau taina omului. De aceea un mare gânditor francez a scris o carte, Omul acest e cunoscut, și în care arată că, într-adevăr, acest necunoscut omul este un univers întreg și de aceea e bine ca să îl tratăm pe fiecare ca o persoană cu o adâncime misterioasă care trebuie cultivată și care trebuie cristalizată într-o persoană. De exemplu, tot de la Amos Oz, de care vă spuneam, zice, vedeți, până la 3 ani legea iudaică nu prevedea educarea, dar la 3 ani putea să meargă. De aceea la 3 ani e dusă și Maica Domnului la templu și cel de vedet și până la 12-15 ani stăteau în aceasta. Deci exact sistemul de acolo, din legea veche, e astăzi luat. Credința începe la 3 ani. Până la 3 ani e creșa. Da. Și deci același sistem îl avem până astăzi. Exact. Și s-a dovedit că, într-adevăr, copiii conștientizează, să zicem așa, specificul persoanei lui de la 12 ani. Încât eu când am auzit acum, citind prin știri sau la televizor, că sunt copii care la 10-11 ani se sinucid sau au făcut lucruri așa abominabile, cum a fost acel copil când l-a lăsat pe tabletă, bunic s-a i-a dat în cap, știți? Îmi dau seama că lucrurile deja e răscolit copilul încât el se maturizează înainte de 12 ani. Uh-huh. Dar iată o maturizare care nu este sănătoasă, e bolnăvicioasă. E o maturizare dezordonată. Un cercetător japonez a făcut un experiment și anume a luat apă, i-a pus muzică, a văzut că florile și ele reacționează la muzică și după aceea a pus-o la congelator. Și au ieșit cristalele foarte frumoase, foarte regulate. Alt vas l-a pus undeva și a văzut că și florile
sparse răscoală. Da. Și a dupus apa aceea la frigider și a văzut că cristalele sunt dezordonate. Deci dacă luăm mai aspectul ăsta și știm că omul este aproape 80% apă, da. Nu ai aspectul ăsta fizic dacă l-am luat. Ce comparație frumoasă. Da. Așadar este foarte important. Numai din punct de vedere fizic dacă luăm. Dar cu atât mai mult omul, cum vă spuneam, este o taină, este un adânc necunoscut. Așadar, cât de important este mediul în care crește copilul. Absolut, da. Da. Până dacă și florile, cu un copil care îl numim o floare. Sigur. Copilul de astăzi, adultul de mâine. Da, și Amos Roze zice, noi nu credem că, așa cum spunea Iisus, copiii sunt îngeri. Dar zice, trebuie să ne luptăm ca să scoatem demonii din ei, pentru că dacă lăsăm singuri, cresc demonii în ei, știți? Da. Și atunci, uite că are dreptate. Deci, și noi trebuie să luăm aminte că cât e de importantă educația în familie, ca să ferim pe copii de acești demoni, și după aceea ca procesul instructiv, începând de la vârste timpurii din grădiniță, să continue cu aceste valori cultivate în familie. De aceea e important să înțelegem că învățământul este la dispoziția comunității și trebuie să slujească comunității. Când învățământul a ajuns să fie fără religie, am văzut în regimul comunist. Am văzut că s-au creat acele schizofrenii spirituale. Oamenii au crescut oameni fără personalitate. Una vorbesc și alta fac. Și până astăzi avem, iată, a ne confrunta cu aceste lucruri. Oameni fără de cuvânt, oameni fără responsabilitate, oameni care te mint în față, oameni care nu au rușine. Știți, adică toate astea le vedem. Sigur că da. Și atunci, deci, dacă vrem, într-adevăr, să recuperăm, să ne uităm ce s-a întâmplat în istoria spirituală a omenirii. Și măcar dacă luăm de la Sumer încoace. Că așa spune un istoric american, Kramer, că istoria începe de la Sumer. Măcar de acolo. Deci s-au făcut descoperiri, dar și toate descoperirile care s-au făcut, s-au arătat cât de important este mediul familial. Și de fapt, tribul sau matriarhatul nu fac altceva decât să-i mărească aria familiei. Dar familia este mediul, într-adevăr, natural, în care se poate cristaliza așa cum trebuie omul și mai ales din punct de vedere emoțional, care e foarte important astăzi, în vremuri de mari prefaceri, e foarte important să avem oameni care să fie stabili din punct de vedere emoțional. Nu oameni care una zic astăzi, mâine zic altceva. Adică se dau după situație după și... După cum bate vântul, da. Vorba românească. Părinte, dar cum să înțelegem această idee pe care am preluat-o iarăși din cartea aceasta, și anume, nu firea, ci virtutea îi face pe oameni părinți. Firea vrea să spună că prin firea noastră omul are, bărbatul are niște harisme, femeia are niște harisme. Și atunci, din întâlnirea aceasta a harismelor, iau naștere prunce. Fiecare cu darul lui. Unul are un anumit dar, altul are dar. Unul are pe specificul lui, celălalt specificul lui. În această întâlnire, așa cum a făcut Dumnezeu bărbat și femeie, se naște copilul. Dar copilul nu crește numai în cadrul acesta natural. În cadrul acesta natural putem spune că și copiii lup cresc în cadrul natural. S-a făcut experiment că acei copii lup, așa cum a fost Tarzan, deci pot crește, dar dacă le lipsește mediul civilizat, mediul cultural, mediul religios, cultivat cu valori religioase, atunci nu mai au această abilitate, să zicem așa, socială de a se deschide dialogului. De exemplu, tot Jean Piaget spune că vedem că un copil se naște cu anumite predispoziții care așteaptă să fie cultivate. Și de aceea, pentru că dumneavoastră vorbeați de Maria Montessori sau Padre Pio sau Școala Deschisă Americană, caută să valorice aceste valori. Dar valori, adică prin valorile culturale, religioase, morale, sunt aceste predispoziții folosite. Și atunci se transformă în abilități sau comportamente. Deci noi urmărim cultivarea unui comportament creștin, a unei responsabilități creștine, a unei viziuni asupra vieții creștine. Știți, adică creștinul numai duminica.
sau cum spunea Nicolae Steinhardt, spunea, nu sunt creștin de fotoliu când mă uit fie la o slujbă sau la televizor, sau ci sunt creștin atunci când sunt probleme care îmi implică. Ce îmi implică? Responsabilitatea mea. Așa cum vedeți că au fost sfinții martiri, sfinții mucenici, i-au mers până la moarte cu Hristos. Ei nu au spus că sunt creștin până la un anumit punct de acolo. Nu mai sunt. Nu. Au mers până la capăt cu ceea ce au fost ei. Și-au asumat aceste valori, pentru că însăși personalitatea lor a fost structurată pe aceste valori. Mm-hmm. Și atunci ei, cum spunea un Sfânt Părinte al Bisericii, zicea, cum să mă lepe de eu de Hristos la 104 ani? E vorba de Ignatie al Antiohiei, episcopul Bisericii în Antiohia, și a fost dus la Roma și a spus, leapă-te de Hristos și a scos, dacă Hristos, cu El am crescut până acum, cu El am realizat lucrurile cele mai frumoase, cu El am cunoscut bucuriile vieții, cu El am cunoscut bucuria de a fi împreună cu ceilalți, de a fi în comuniune cu ceilalți. Acum cum să mă lapă de Hristos? E ca și cum ar fi renunțat la personalitatea Lui. Iată că o adevărată educație este tocmai această asumare. De aceea, cum spun și educatorii moderni, procesul educativ nu este un proces de dresare. Exact. Dresarea ține de cu necuvântătoare. Aici e vorba de colaborarea între educat și educator. Pentru că trebuie să fie așa cum, de exemplu, dacă pui două lame și una o pași să vibreze, vibrează și cealaltă. Știți, efectul de rezonanță. Da. Așa trebuie să fie acest efect de rezonanță între inima celui educat și a educatorului. Trebuie să aibă valorile comune. Sigur. Ori vedem că perioada modernă, așa cum spune Yuval Noah Harari, a adus acest mod de a accentua caracterul cinic. Adică spun una, dar fac alta. Am pus un pareu că vreau să realizez, dar n-a realizat. Aici dacă n-a realizat, da. Știți, adică e un fel de lașitate, cultivarea unui lașități. Nu, asumă-ți că n-ai reușit. Sim. Și atunci n-ai reușit, care-i calea? Să îndreptăm lucrurile. Vedeți, aici e important. Pentru că, iată, deci Harari ne arată. Asta s-a accentuat cu atât mai mult în postmodernitate. Și riscă să se accentueze și mai mult când apare, iată, inteligența artificială, când derobează pe oameni de responsabilitate, spune, da, nu noi, inteligența artificială. Nu, dar ea e creată de noi. Și atunci ea răspunde unor comenzi. Și dacă sunt comenzile proaste, înseamnă că noi le-am dat prost. Deci responsabilitatea ne incumbă tot nouă. Nu putem să dăm responsabilitatea pe altcineva. Ne-am luat, am vrut să-L dăm pe Dumnezeu deoparte. Este un interviu pe care l-a dat la CNN, fiica unui mare pastor. Și a zis, da, unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat cu cele două blocuri gemene din America? Și a spus, păi, voi ați spus că Dumnezeu nu-i nevoie să fie El în școală. Și El, ca un lord, a ieșit din școală. I-a spus că Dumnezeu nu-i voie să preturbe tinerilor viața. Și atunci voi sunteți liberi să faceți orice destrăbălare și atunci s-a scos din viața tinerilor. Când se căsătoresc, a spus că nu-i nevoie să fie binecuvântare Dumnezeu și atunci s-a scos din familie. Când v-ați dus la tribunal, a spus, dar de ce trebuie să fie cea crucifixul? Afară cu el. V-ați în piața publică, l-ați scos de acolo. Și atunci pe ce l-a scos pe Dumnezeu din toate locurile? Acum întrebați unde este Dumnezeu? Păi dacă i-a spus să plece, l-a plecat. Și iată unde ajunge lumea fără Dumnezeu. Da. Deci iată un răspuns pe care pe aceea foarte mulți americani, știți, preluându-se acest interviu de la CNN, l-au multiplicat și am văzut și la noi a apărut pe rețele de socializare. Nu știam, dar e foarte interesant ceea ce spuneți. Da, și atunci iată. Trebuie să avem grijă. Răspunsuri pertinente, da. Da. Copilul este un dar de la Dumnezeu, dar este și o responsabilitate pentru noi părinții. Pe orice dar, incumbă și o responsabilitate. Că nu e un dar făcut pentru tine ca să te bucuri tu, ci un dar pe care Dumnezeu ți-l cere ca să-l multiplici.
Deci orice, dar ia uite la pilda talanților. A spus, ne-ai dat, Doamne, 5 talanți, eu i-am mulțit și am făcut încă 5. Ăla cu 2, încă 2. Ăla cu 1 zice, a, te-am știut că s-a greșit și l-am îngropat. Și a spus să se ia de acel care nu l-a mulțit și de acelui care a mulțit mai mult. Pentru că tot cel ce are îi se va da și cel ce nu are îi se va lua și cel ce are, știți? Uh-huh. Adică darul de ce se dă? Ca să fie mulțit, să fie... să se arate bine cuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu de aceea dă ca să sporească între noi darurile pe care ni le-a dăruit fiecăruia. Și în această sporire să crească frumusețea lumii. Că până la urmă, asta e frumusețea lumii. Din sporirea darului fiecare dintre noi trebuie să fim toți într-o simfonie. Și Dumnezeu ne vrea să cântăm în această partitură. Ori dacă pianul nostru nu merge, trompeta ăla nu merge, harpa nu știu care nu merge, ce simfonie, ce muzică simfonică se iasă de aici? Sigur că da. Dar este mama mai responsabilă de acest copil în a-l educa creștinește? Nu e cea mai responsabilă. Pentru că spuneați de mama Sfântului Ioan Gură de Aur, de Antuza, da, că și-a dedicat viața educării. Absolut, adică avem modele de mame creștine deosebite. Da. Nu e mai mult mama responsabilă decât tatăl, dar e legătura aceasta pe care noi nu putem să o spunem mai legătură culturală, cum vor să spună acum cei care vor să redefinească genul. Uh-huh. Deci e legătura aceasta biologică, e legătura aceasta de ADN-ul. Pentru că vrem sau nu vrem, există o asemănare între mamă și aceea, mai există un proces. Și anume, cel care a studiat oxitocina, acest hormon al dăruirii, și a văzut că, într-adevăr, mama când are copilul la sân, are cea mai mare oxitocină, deci de dăruire, hormon dăruire, în sângele ei. Uh-huh. A doilea după asta e când se căsătoresc doi tineri, știți că... Că da. De obicei noi avem adrenalina care ne face să ne luptăm unii cu alții, știți? Să fim cari mai de cari, mai, pe cai mai mari. Dar iată că oxitocina ne face să ne găsim rostul în dăruire. Și într-adevăr mama este mai legată și biologic și prin ADN-ul ei, e mai legată de această dăruire. Și atunci rolul ei, vrând nevrând, e mai important. De aceea și în majoritatea familiilor monoparentale de astăzi, sunt tot o mama și copilul. Oferiți-le câteva sfaturi mamelor, ce să facă mai proeminent ca să cultive această idee de a-l educa pe copil creștinește. N-aș merge la ceea ce spune părintele arhimandrit Teofil Părăianu de la Sâmbăta de Sus, zice, eu când o vedeam pe mama că se ruga, mă duceam și eu lângă ea. Și atunci dacă o să vadă copilul rugându-se, și el o să se roage. Dacă o să vadă pe mama postind, și el să postească. Dacă o să vadă mama mergând la biserică și mama îl învață să facă cruce, așa va face toată viața. Dacă vede că mama e răbdurie cu tatăl, câteodată mai vine nervos pe acasă, și el va fi răbdăriu cu soția sau soțul în viața lui. Deci, copiem lucrurile ce s-a dovedit din punct de vedere psihologic, că ceea ce vedem la părinții noștri, copiem. De multe ori copiii nu le plac dacă, de exemplu, tatăl vine și bate pe mama. Uh-huh. Dar când ajunge mare și el face tot așa. Da. Știți, atunci trebuie să avem grijă ce modele le oferim copiilor încă din familia noastră. Pentru că astea sunt paradigmatice, sunt exemplare. Nu, așa a făcut Dumnezeu, vedeți, ființa umană. Și mai ales aici bunicii de multe ori pot avea un efect benefic dacă într-adevăr, părinții n-au timp și pot să le ofer lucrul acesta, dar de multe ori caută bunicii să substituie autorității părinților și greșesc atunci, știți? Adică pot să creeze anumite, cum să vă spun eu, comportamente deviante. Și atunci nu mai ascultă nici de părinți, nu mai ascultă nici de bunici, până la urmă nu mai ascultă de niciunul, știți? Dar ei se duc unde vede că au scăparea copiii. Așa este. De aceea trebuie să respectăm și aici vedeți că în general legislațiile din statele moderne respectă autoritatea părinților doar atunci când unii sau alții fac fapte deosebit de grave și nu poate asigura această climat propice formării personalității, atunci îi decad pe părinți din drepturile lor, dar vedeți că e important dreptul la părinte, dreptul copilului la părinte, așa cum e dreptul la Dumnezeu, așa e dreptul copilului de a avea un părinte.
De aceea și când erau situații în acestea, ea chiar din legislația romană spunea că orice copil trebuie să aibă un tată. Chiar dacă nu era tatăl lui adevărat, dar așa era, adică din punct de vedere juridic trebuia să asigur. Cu atât mai mult dacă atunci când nu aveau probe ca să poată dovedi genetic, cu atât mai mult acum putem dovedi lucrul acesta, că avem nevoie ca celor care le-am dat viață, șansa de a te naște, dreptul de a te naște, era și un film, de când era copilăria mea, și iată, de celor care vă sunt date să se nască, are și dreptul de a fi educat, de a fi crescut așa cum se cuvine și ca să fie spre bucuria și a părinților, dar și a celor din jurul lor, să fie o personalitate care să aibă o contribuție deosebită în societatea în care trăim. Că avem nevoie. Părintele Arsenie Boga spunea, nu vă plac preoții? Da, creșteți-vă voi. Că ăștia sunt preoții sigur, care da. I-ați crescut. Sigur. Bă, ăștia nu au venit din pustiul Sahara. Sigur. Au fost formați în familie. Și dacă așa au fost crescuți, așa aveți. Nu vă plac, atunci creșteți-i cum vă plac. Așa este, dar apropo de formarea aceasta în familie, ce ne facem cu mămicile care sunt constrânse de situație, de altfel, să meargă mult mai devreme la serviciu și atunci copiii sunt dați la creșe, la grădinițe, unde nu se pune chiar atât de mult accent pe partea aceasta creștină? Da, într-adevăr, vedem și lucrul acesta și mai ales pe aceea când au și de gadget-uri, partea emoțională este blocată. Și observăm lucrul acesta și din așa numitul sindrom Italia, la mame care s-au dus și nu mai simt legătura. Știu că sunt copiii lor, dar nu mai simt legătura cu propriilor lor copii. Da, da, da. Și deci toate acestea, vedeți, starele societății în care trăim. De aceea să căutăm cât putem să le remediem. De exemplu, în America, dau un exemplu în America, pentru că acolo s-au dus foarte mulți imigranți, și atunci au simțit nevoia să facă școlile de duminică. Școala de duminică nu era atât o școală în care să înveți ceva, cât era un mediu în care se întâlneau cei care aveau aceeași limbă, aveau aceeași cultură, aceeași religie, și atunci acolo se formau unii de la alții. Și atunci, măcar dacă părinții nu aveau timp să stea, pentru că erau cu servici, nu știu, măcar prin prietenii pe care și făceau, prin cei care se simțeau mai apropiați, confine, adică îi simțeau vecini sufletește, da. Cu atunci, măcar ca să descreze la nivel de generații, pentru că vedeți, generația părinților e o generație, și fiecare generație, vedeți, are felul ei de a se exprima. Și atunci, la nivel generațional, să caute să se creeze această posibilitate ca să se mai poată remedia din ceea ce n-a putut fi remediat dintr-un început. Da, nu știu, aici la noi în Iași, în afară de școala sau grădința Mitropolit Varlamul, da, unde se pune clar accent pe acest aspect, la celelalte grădinițe, școli, cum vedeți partea aceasta? Ar trebui pus mai mult accent pe a vorbi cu copilul de când e mic, iată, de la creșe, de la grădiniță, despre da, Dumnezeu, trebuie. Despre religie? Noi de obicei suntem foarte necăjiți și foarte șicanați, pentru că trăim într-o societate accelerată, toate sunt așa foarte așa și nu avem timp, mai ales pentru perioada, așa să zicem, de 5 ani. La 5 ani copiii sunt mici teroriști. Pentru că pun întrebări. De ce stă soarele pe cer? De ce curge apa? Deci, știți? Dar acum pun întrebările astea mult mai devreme. Și acum s-au coborât lucrul acesta. Da, iată da, că da. Neavând posibilitate, de fapt copiii trebuie să înțelegem, ei se maturizează mai repede pentru că nu mai au posibilitatea aceasta să se armonizeze emoțional, dar din punct de vedere rațional se maturizează mult mai din timp și atunci trăiesc anumite drame. Și se resimt lucrurile acestea, cum vă spuneam, iată, la 10, 11, deci înainte de 12 ani, când copilul devine conștient de personalitatea sa, și se întâmplă ce vedem. Bine, astea, să zicem, cazuri rare, dar cazuri care ne indică faptul că acest fenomen este. Astea sunt piscurile, dar sunt oameni care, sau persoane, care au trăit dramele acestea, n-au ajuns să se sinucidă, dar trăiesc toată viața într-o dramoletă din asta, fără să se înțeleagă nici ei pe ei. Da. Că pentru că nu se înțelege nici ei din jur, dar nici ei nu se înțeleg. Și atunci, iată că avem niște persoane, slăbite de
această suferință interioară. Și într-adevăr, dacă privești așa și zici măcar dacă 20%, dacă nu fi mai mulți, din copii cam trăiesc, cam cu aceste dureri sufletești, pentru că nu le pot nici ei exprima, nici ei nu știu ce se întâmplă cu ei, nici cei din jur nu înțeleg. Pentru că totul e formal. Părinții vin acasă, băi, te-au dat mâncare, te-au dat ce vrea. Da, da. Ori el are nevoie și de partea asta la altă, știți? Nevoie emoțională, sigur că da. Dar în discuțiile noastre din culise îmi spuneați că religia ca obiect, ca disciplină în școală ar trebui să fie cumulată cu nota la purtare. Da, adică religia ține de partea formativă. Mm-hmm. Învățământul are două părți. Informativ, unde acumulezi informații, cum spuneam, de istorie, de geografie, de fizică, de chimie, de matematică, de geometrie, limba română. Tu ai învățat-o acasă, dar ca să o poți folosi corect, atunci trebuie să o studiezi, trebuie să o sistematizezi puțin, adică să o poți folosi. Vedeți, sunt scriitori, dar majoritatea sunt cei care au făcut filologia. Pentru că au alt spirit al limbii. Și ceilalți, nativ poți să o aibă, dar majoritatea scriitorilor, deci cei care deja au studiat limba și au mai mult decât au învățat de acasă. Și atunci, partea formativă ține de educația din casă, de partea morală, de partea religioasă, de partea aceasta emoțională. Știe omul când să se oprească, are o anumită măsură, dreapta măsură în toate, de care vorbea Sfântul Ioan Casian, cel din Dobrogea noastră. Și atunci, de ce ziceam că nota la purtare, că țin de partea formativă, de partea comportamentală, de partea exprimată prin comportament, atunci ar trebui să se oglindească și cunoștințe de religie sau cunoștințele religioase dobândite din familie, purtarea. Și de aceea nu partea informativă, nu facem direct, de aceea s-a greșit, cred că puțin, s-a accentuat pe partea informativă. Și atunci când s-a accentuat, s-a tăiat din partea aceasta formativă. Dau un exemplu, eu când am mers în Elveția, am urmat cursurile cu un lector de la Sorbona, de limba franceză. Și cât am studiat noi aici, și a zis, voi care veniți din Est, aveți o parte slabă. Și anume, voi ați studiat din punct de vedere teoretic limba. Dar limba nu e făcută să fie studiată. Aia o studiază filologii. Voi trebuie să o vorbiți, să o folosiți ca instrument. Și pentru că în creierul nostru avem două emisferii, în una este partea practică și în una este partea abstractă, tu când înveți limba teoretică, o înveți și intră în partea abstractă. Și nu te poți folosi de partea practică. Practică, da. Și atunci ne-a pus să facem exerciții în acestea practice și la vreo două săptămâni după curs, toți am resimțit o durere puternică, cei care eram din Est. Și a zis, nu vă supărați, nicio problemă. Acum să știți că s-a întâmplat transferul din partea teoretică în partea practică a limbii. Și acum înainte o să vedeți, nu mai gândiți limba, dar o să puteți vorbi. Da. Și așa s-a întâmplat. Da. Deci vedeți, așa și cu religia. Dacă o punem în partea teoretică, partea informală, o prejudiciem de partea practică. Ori ea trebuie să fie o practică a vieții. Ea trebuie să fie un comportament concret. Și duce către o conduită mai bună. Da, că e partea practică. Sigur că de aceea înseamnă că ar trebui să gândească la purtare, nu în rând cu istoria sau cu geografia. Sunt foarte multe noțiuni, să putem vorbi de o geografie spirituală când te gândești la mănăstirile noastre din nordul Moldovei. O geografie spirituală. Vezi că, uite, numele unor călugări sunt numele unor localități sau unor mănăstiri sau unor cum să spune, păieni. Uh-huh. De exemplu, Laura, de-a Laur, Sfântul Leontii. Da. După aceea, Poiana Sfântului Ioan, sau, de exemplu, mănăstirea Agapia, de la unul Agapii. Da. Deci, toate, vedeți, astea au numele. Deci, putem vorbi de o geografie spirituală, putem vorbi tot așa de o parte spirituală a istoriei. Dar nu putem să le punem religia ca un obiect de studiu abstract, teoretic sau informativ. Trebuie să accentuăm mai ales latura practică, practica aceasta trăită.
Ea trebuie să fie, așa cum, de exemplu, a fost întrebat odată un reprezentant al statului chinez, zice, mai voi spuneți că nu sunteți cu religia. Dar zice, uite, la o ță, laoismul la voi e foarte puternic. Și a zis, da, e o chestiune de viață. Nu e o chestiune care ține de ideologie. Deci a definit foarte bine. Că, într-adevăr, religia ține de viață, nu ține de... Când mă aud eu mai de multe ori ideologia religiei. Asta nu există. Asta e așa o... adică partea teoretică. Dar nu pot să spui. Că așa făceau și comuniști. Zice, uite, primul comunism a fost trăit de creștinism pentru că cei din prima comunitate din Ierusalim aveau tot în comun. Și se împărțea fiecare după nevoile lui. Și adică, iată, și noi vrem să facem chestia aceasta. Da, dar era diferență radicală între partea trăită, partea care integra într-o comunitate consensuală, deci nu e obligat cineva, ei își dădeau consimțământul, și religia impusă prin ideologie. Putem să spunem că un fel de religie a fost și comunismul, pentru că, nu vedeți, 1 mai substituia Paștele, Ziua Femeii substituia Buna Vestire și celelalte sărbători, deci aveau, așa cum spune un cercetător francez, deci a avut rolul de a substitui religia creștină. Da. Noi nu vrem să substituim pe nimeni. Noi vrem să oferim, așa cum s-a oferit de 2000 de ani și așa cum vedeți, iată, ne spune și practica evreilor de 5000 de ani, să oferim aceste valori religioase care modelează, care cristalizează, cum spunea Vasile Pavelcu, personalitatea umană. Așa Adrian Nicolau, care s-a ocupat la Iași, profesorul Adrian Nicolau, care s-a ocupat de psihosociologie, arăta cât de este important atât pentru familie, cât și pentru societate asumarea unor valori, din care nu pot lipsi valorile morale și religioase. Sau umaniste, poftim. Da, trebuie să fie cumva. Interregul da. Lui spune, el trebuie să fie. Absolut. Ne apropiem de finalul emisiunii, dar le promitem celor de acasă că vom mai face o ediție care să cuprindă idei și informații despre, iată, cât de da. Important... Mai ales la asta am făcut-o pentru că se apropie și 2 iulie da. Și este ziua de pomenire a Sfântului Ștefan cel Mare. Da. Și la Sfântul Ștefan cel Mare vedem ce înseamnă să ai o mamă creștină, cum a fost Maria Oltea, iată. Și să ai un duhovnic ca Daniel Sihastru. Iată. Aceea cât e de important să ai o mamă creștină și un duhovnic creștin. Sigur vom mai face o a doua ediție despre credința părinților și cum influențează ea copiii. Da. Un gând bun pentru părinții care se uită la noi. Un gând bun, aș spune așa, că să nu ajungem să trăim tristețea de care o exprima în poezia sa Adrian Păunescu. Că se duc părinții noștri și parcă odată cu ei se duc și valorile în care ne-au crescut și care au avut un rol deosebit în formarea noastră. De aceea ține de noi, ca la noi, la rândul nostru, să fim tot așa de buni părinți creștini cum au fost și părinții noștri pentru noi. Mulțumesc tare mult, părinte! Ne revedem cu drag și data viitoare. Vă mulțumesc și vouă! Sunt Mihaela Peșca și vă aștept aici, pe Apolonia TV, la emisiunea Întâlnire cu Părintele Vasile Nechita. Pe curând!